Salutare și bine v-am găsit la primul podcast pe care îl fac. Podcastul ăsta o să fie un podcast cu domnul Răzvan Radu aici, un prieten bun de-al meu și un om de la care cel puțin eu am foarte multe de învățat. Acum, ei, lăsați asta. Acum noi am zis din prima că n-o să fie așa formal cu chestii din astea foarte wow, special, nu știu ce. Nu, o să încercăm să fim cât se poate de natural. Nu știm exact despre ce o să vorbim în podcastul ăsta. Dar poate vom afla. L-am aici nu, pe... vom afla. L-am pe Răzvan. Răzvan, te întreb două chestii. Cum te cheamă și cine ești? Pe mine mă cheamă. Nu, eu sunt Răzvan și sunt croitor. Răzvan. Croitor. Croitorul Răzvan. Croitorul Răzvan sau... Viitor Nea Răzvan. Viitor Nea Răzvan. Bunicul meu fiind tot croitor, toată lumea știe ca Nea Titi, Nea Titi Olaru și așa, și de asta probabil își zice și Răzvan, Viitor Nea Răzvan. Viitor Nea. Răzvan, voiam să te întreb, când ți-ai dat tu seama că vrei să fii croitor? Mi-am dat seama acum, în perioada de după 20 de ani, dar eu practic am făcut chestia asta de mic. Am crescut într-o fabrică de costume, mama fiind lucrând în domeniu și na, am avut înclinație către zona asta, stricam o grămadă de haine, făceam o grămadă de chestii, mama lucrând în domeniu putea să-mi facă orice. Cred că poți să zici un pic cum voiai tu haine când erai mic. Da. Și mai o fază, nu putea să mă îmbrace când eram mic. Asta. Da, nu putea să mă îmbrace, trebuia să-mi aleg eu, că eu nu purtam. Adică dacă îmi luaia un plover și mie nu plăcea, eu nu-l purtam. Da, eu mă îmbrăcam ce zicea mama. Da. Tata, bă, cu astea ți le-am luat. Am avut chestia asta, nu știu. Da, și așa mi-am dat seama la un moment dat în viața fiecăruia, probabil vine întrebarea asta, ce-i cu mine, cine sunt, îți pui întrebările astea și... am stat așa, am făcut o retrospectivă a vieții și mi-am dat seama, zic, băi, stai mă, că eu oricum cam asta făceam. Am lucrat numai în modă, am făcut chestii de genul, zic, ia, de ce să nu fac? Când ți-ai luat primul job în domeniul ăsta? Păi nu, nu mi-am luat primul job, mi-am luat un job tot în vânzări, tot ca... pe motiv, așa mi-am făcut eu planul, să fac cumva rost de bani, să-mi cumpăr mașini de cusut ca să pot să cos cu ele și să fac haine la un nivel profesionist. Și așa am ajuns. Deci am muncit, am investit în cursuri, am învățat să fac tipare, să fac propriu zis haine, ca asta înseamnă să faci tipare, să gândești o haină și să reușești să o pui pe material. Și am făcut proiectare vestimentară și apoi croitorie clasică. Croitorie clasică. Da. Și am făcut cursurile respective, în timpul ăsta tot profesând, tot făcând, am început cu prieteni. Țin minte că primul costum făcut de mine a costat 400 de lei. Atât. Costum făcut pe comandă. Păi da, din 100, lână bună, doroban, nu mai știu unde am găsit o țesătură foarte bună, am cerut 400 de lei, bine, unui vecin, da. Dar nici nu, adică eu eram fascinat de chestia că, mamă, cum are curaj omul ăsta să-și facă haine la mine, știi? Păi, bă, învață, așa și eu. Da. Videoclipurile, amintesc că am fost cu un prieten bun, acum vreo 4-3 ani și ceva, când abia învățam să fac videoclipuri și ne-a chemat cineva la un botez. Bă, și oamenii noi le-am zis, păi, dar noi n-am mai făcut asta, știi? Și am avut încredere. Acum, na, au primit ceva de la niște începători, practic. Dar lor le-a convenit prețul, nouă ne-a convenit că am avut pe cine să învățăm. Da. Și a fost un început. Adică, cred că în viața oricărui freelancer, să zicem așa, e o perioadă de asta de început în care iei proiecte micuțe tocmai ca să-ți faci un portofoliu. Păi tu ai un mindset în cap, gen, vrei să faci niște chestii, dar ideea e să te apuci chiar să le faci. E foarte important. Asta e. Și indiferent cum o faci, important e să o faci. Știi că asta mai și vorbim... Și nu ne gândim la bani, da, că nu ne gândim la bani la început. Exact. Adică, gen, pur și simplu, eu vreau să fac asta și sunt onorat că ai încredere că eu... Asta e ce ziceam mai devreme, vorbeam cu Cristi. Cristi mi-a zis că da, uite, să facem asta și știi, nu m-am gândit la bani, că dacă era să mă gândesc la bani, trebuia din start. E un next level și tu te simți... Exact.
Foarte mișto. Exact. Te-ai gândit care e cel mai măreț vis al tău? Vreodată așa? Familia, cel mai important. Cel mai important, adică da, e mișto meseria. Slavă Domnului că fac asta și că nu știu, că am primit talentul ăsta. Dar asta o fac pentru a putea întreține familia, pentru a putea să pun hrană pe masă. Mm-hmm. Asta e cel mai important. Și să dăm viață, să știi, să evoluăm ca și asta înseamnă evoluția umană. E în direcția asta, familie. Profesia face parte din tot angrenaj, dar e doar o rotiță. Unealtă, da, e doar o rotiță prin care tu reușești să oferi. Că și partea financiară e foarte importantă pentru că oferă un confort psihic. Adică pur și simplu să știi că ai ce mânca, să știi că ai, îți dă o stare de bine. Da. Să știi că ai unde să stai, să... Știi cum e, banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. O întrețin, exact, da. Și asta e cel mai important, adică muncim, dar muncim pentru un scop. Da. E trebuie să muncești pentru niște hârtii, adică, da, niște hârtii, da, doar sunt niște hârtii, da. Dar na. Fac... Ai nevoie de ele, da, ca să poți să-ți duci activitatea. Exact, ce vrei să faci? Vrei să faci bani? Mi s-a întâmplat să aud chestia asta, vreau să fac bani. Ok, foarte bine. Ce faci cu banii ăștia? Nu știu, vreau să fac bani. Băi, asta mi se pare pură nebunie, știi? Bă, dar ce... Să vrei să faci niște hârtii. Băi, vreau să fac bani, că vreau să-mi iau o mașină, sau vreau să-mi iau o casă, sau vreau să... Sau vreau să investesc în aparatură, sau vreau să-mi iau un software, sau vreau să-mi iau un... Dar mai este tu ăsta e. Tu trebuie să stabilești niște chestii legate de asta, știi? Da. Sunt mulți tineri, știi, care într-adevăr se gândesc la bani ca și... obiectiv, dar poate nu știu cum să-l... Adică, vorba ta, bani și cu banii ce? Ce faci? Îmi iau o mașină, îmi iau o casă, îmi iau... Știi, sau dacă zici că, băi, uite, vreau bani ca să-mi iau o mașină și cu ea să fac Uber și astfel să câștigi mai mulți bani, adică să aibă utilitate mașina. Da, trebuie să ai o destinație, adică exact. Faci mai mulți bani ca să ce? A, vrei cu un confort. Foarte bine. Mai departe. Ce vrei? Alergă, până la urmă toți alergăm către fericire, știi? Cam despre asta e vorba. Să fii fericit, să fii bine. Da. Și asta... Și mulți înțeleg fericirea ca pe fiecare un... Fiecare cum o simte, știi? Asta... Da. Da, eu te-am asta... întrebat pe tine. Da. Eu asta văd. Pentru mine asta e sensul. Sensul este... Tare. Da, familie. Iubirea. Apropiații, oamenii în general, să pot să ofer și eu la rândul meu ceva. Și exact, dacă să dai ceva înapoi. Ce vorbeam mai devreme, adică ca să faci ceva față de ceilalți, trebuie să treacă prin tine. Da, nu poți să nu pui, da. Să-ți lași o urmă în ceea da, ce faci. Da, doar așa. Nu e o chestie, trebuie să treacă prin tine. Nu forța, făcând niște chestii care nici tu nu le stăpânești foarte bine. Mm-hmm. Încarcă-te tu, fii tu bine și apoi ajută. Exact. Da. Ce voiam eu să te mai întreb e altă dacă... Întrebare. Altă întrebare. Dacă atunci când te-ai dus că și tu ca și mine, practic ai avut și niște job până să îți dai seama că băi, vreau să fiu curăitor, uh-huh. ai avut și niște joburi de astea intermediare. Ba, ai lucrat în vânzări... Și care a fost primul meu job? Ia chiar zic că nu știu dacă vreau să... Salvamar? Da. Serios? Da. Pe ștrand. Unde, mă? La Titan. Pe ștrandul Titan, serios? Salvamar. Te salvași tu pe cineva sau? Un copil odată. Dar și care e faza? Că eu fiind înalt, piscina nu depășea pe metri, gen la mine era totul foarte simplu, știi? Nu trebuia să nu-ți fac prea bine. Tu erai salvamarul care să te da, lapsi da. Să vedea mereu capul, adică de ce, bă, de ăsta ori e în apă, vedea mereu capul. Da, era mișto. Bine, și primul job mai serios sau primul job care era... N-am terminat liceu, am intrat în modă, gen am lucrat în retail. Știu primul că ai lucrat job. În la... niște magazine mari. Da, de... am început de la Campvelo, care în momentul ăla era era brand mare în România și bine, acum nu mai e. Unde câștigam și super bine acolo, adică chiar erau... Să fii vânzător în retail, atunci chiar era ceva. Chiar însemna ceva pentru că făceai niște bănuți.
Și apoi am trecut pe la branduri de nim, lingerie intimă. Ios. Na, până la branduri premium de top. Până ce la un moment dat ai zis, bă... Până am ajuns la, da, la cei mai mari și, și mi-am dat seama, zic, bă... Cam aia e. Și bine, toate au avut un sens pentru că am trecut prin toate. Eu acum ce fac acum, am dobândit cunoștințe de la denim. Poate și de la da. Vagabond ai văzut? Și la Vagabond, da. La dantele și mătăsuri și zi, materiale premium, cum ar fi Loro Piana sau Brioni sau Scabal sau gen. Mai spar cu astea. Adică am trecut prin toate așa și prin mâna mea au trecut foarte multe haine. Foarte, foarte, foarte multe. Mișto? Adică am lucrat cu el, am deschis magazina. Am. Da. Adică, da, toate lucrurile astea au avut un scop. Acum l-am înțeles că n-am ajuns să fac asta. Ca eu să înțeleg mai bine ceea ce fac acum. Și ca și croitor, există o școală în România care să te ateste, să zică, sau niște locuri unde poți să mergi, să faci cursuri, da, chestii, da, din astea, da. Sunt? Până acum ceva timp mi-a fost greu să găsesc, dar slavă Domnului pentru că am găsit atelierul Ilbach, eu acolo am făcut. Ilbach, da, am făcut proiectare vestimentară și croitorie. Mhm. Și la croitorie am lucrat cu doamna Iulia Vlad și cu domnul Răzvan Pintea. Domnul Răzvan Pintea, un super croitor. Un super croitor care acum oferă cursuri individuale. A, adică one-to-one, da. În care cine, da, ca da, și da, mentor. Ca și... E un mentor, da. E un super croitor. Super croitor în care ai numai de învățat. Chiar acum o să organizez un concurs, se numește Noua Branșă a Croitorilor. Eu unde participă croitori, entry level... minim 5 ani de experiență. Nu, maxim. Maxim. Entry level e da. 2-3 ani. Da, ceva pe acolo. Maxim. Mm-hmm. Ceea ce e unică țara. Adică e un pas. Concursul va fi jurizat de oameni cu experiență și cu rezultate în lumea croitoriei. Adică chiar o să fie și o să participi. Nu te-am gândit cum o să se cheme podcastul ăsta. Cum? Ceva legat de croitorașul cel viteaz. Croitorașul cel înalt. Da. Croitorașul cel înalt. Da, și cam asta e cu... Adică pentru... Eu vreau să le arăt tuturor cât de tare e să fii croitor. Și chiar eu asta aflu de la oameni, nu eu spun asta. Adică când mă recomand, mă cheamă Răzvan și sunt croitor și toți au reacția asta. Ce ești croitor? Ce tare mai există, da, croitori! Wow, cât de tare, știi? Adică toți sunt super... Și e o meserie la fel ca toate celelalte, dar e foarte, foarte, foarte apreciată și nu e suficient de practicat. Păi, da! Mulți tineri, nu știu, ar trebui să-și ia și opțiunea asta în calcul. Pentru că e o meserie extraordinar de frumoasă, dar trebuie să-ți placă. Adică e foarte important să ai o înclinație către asta. Exact, e o chestie foarte... Adică, mai ales acum, cum trendul duce așa un pic înapoi spre origini, să zicem, și oamenii se orientează spre meserii din astea care au dispărut în ghilimele. Da. Nu știu, adică eu, în afară de bunicul meu și încă o persoană care are peste 60 și ceva de ani, nu mai știu croitori. Eu când te-am întâlnit pe tine, știi, și ai zis, te recomand, dai tu croitori. Croitor. Bă, croitor. Păi și am fost la un târg de curând și eu le spuneam oamenilor că nu sunt un brand, că sunt un om care... Ești un om, face. Exact, pe asta... Da. Și toți erau, ce mișto, știi, adică, știi, mă bucura chestia asta, dar totuși mă gândeam, zic, bă, ar trebui să fie o normalitate, adică croitorul trebuie să facă parte din anturajul unui. Da, 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 da. Aveai tu, când îmi povesteai că, bă, cum un om are un frizer, chestia aia, știi, când povesteai tu că... Da, 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 da. Un om are medicul se ocupă de sănătate, de corp, așa, duhovnicul se ocupă de suflet, știi, și croitorul se ocupă de ceea ce pui pe tine. Exact. Ceea ce e foarte mișto, da. Cum... Nu tot stăpâne și mass marketul ăsta, mass fashion-ul de consum, îți oferă foarte multe chestii, adică ai foarte multe variante. Și la un preț accesibil, practic cu asta câștig ei. Aici, acolo, de-aia oamenii sunt acolo, dar nu stăpânești și ți iei chestii de capul tău și poate ție poate se de poate... Multe ori, exact, de multe ori. Dacă te duci la un om care deja ai o relație personală și el te cunoaște și știe ce faci și ce învârși și așa, el o să știe exact ce să-ți dea.
și îți vede, adică ai o imagine a omului, ce înseamnă să fii bine îmbrăcat, pe lângă haina propriu-zisă, să fii îmbrăcat adecvat și în funcție de eveniment. Asta. Da. Ce faci, unde te duci, tu trebuie să fii corespunzător evenimentului și ce mai e aspectul de cromatică, adică culorile pe care le pui și simetria pe care o faci. Adică să încerci să culorile să fie potrivite una cu alta și simetria să fie într-o linie plăcută ochiului. Da. La capitolul ăsta stau destul de prost și nici nu... Adică mi se pare că cel puțin cum te îmbraci tu, cum se îmbracă Florin, Sorin, mi se pare că trebuie să ai și mult timp, nu neapărat mult timp, că na, ți-a mai mult să calci sau așa, dar trebuie să ai disponibilitate, știi? Și trebuie să te învârți într-un mediu. Eu mă uit la mine dacă mă duc la birou, să mă îmbrac cum vă îmbrăcați voi, bă, s-ar uita lumea ciudat la mine, știi? Bine, trebuie să și asum chestiile astea. Da, trebuie să ți le asumi, exact. Trebuie să întorc oamenii capul pe stradă, da. E asumat, adică, băi... Da, la voi întorc capul de bine, da. Știi, adică să uită, mamă, uite... Da, nu... Până la urmă, asta e o normalitate. Adică, și vorba și de un respect față de societate. Știi, hai să spun o chestie care e foarte interesantă. Știi că... Când te duci la o instituție publică și dai de niște funcționari din ăștia foarte așa, eu nu pățesc nicio chestie de genul. Tot se comportă frumos cu mine, toți îmi zâmbesc, da? Da, cât e. Pentru că e vorba de respectul pe care îl ofer. Exact. Nu știu, pe stradă oamenii te... Nu știu, sunt unii care mă opresc și îmi zic, mamă, ce mișto sau ce... Adică, asta sunt avantaje. Trebuie să-ți asumi lucrurile astea și să intri în normalitatea asta și eu consider asta ca pe o armă. Da, armă e... Puterea cravatei. Da, e o putere mai degrabă decât o armă. Că da, nu... te ajută. Tu nu folosești în scopuri negative, știi? Da. Oriunde te duci, ai parte de altfel de atitudini. Ceea ce e foarte important. Mulți nu-și dau seama de asta, pentru că nu fac, adică dacă tu porți în fiecare zi tricouri, n-ai cum să-ți dai seama ce înseamnă asta. Nu știu dacă ți-am povestit că am crescut la bloc. Asta, chiar urma să te întreb așa, de ceva de copilărie, de cum, ce-ți amintești tu că făceai până pe la 12-13 ani? Ce-ți amintești? Nu, jucam pe acolo, prin jurul blocului, cu tot felul de prieteni și așa, în fine. Toți vecinii mă știu ca pe copilul ăla. Na, acolo, un golănaș, un copilaș. Un golănaș. Da, n-am fost întotdeauna așa și... Și la un moment dat ies din scara blocului și mă duceam către un eveniment. Mm-hmm. Îmbrăcat, cravată, frumos. Un vecin de-al meu care mă știe de mic copil, a auzit pantoful, cum știi, și s-a întors și s-a uitat un pic la mine. Și-a îndreptat poziția și mi-a deschis ușa așa. Și eram copilul ăla, frate, care mă știa de... Dar faptul că eu eram îmbrăcat așa, un om... Da, îi pui respect. Aia a făcut haina. Adică el mă știa că sunt ăsta, omul. Da. Dar faptul că purtam niște haine, el și-a schimbat comportamentul față de mine. Asta face haina. Da, asta face haina și asta face haina ca și... obiect vestimentar, pentru că adică în România se practică mult chestia asta și recunosc și eu uneori mă uit la brandul cu care e îmbrăcat o persoană, știi? Mm-hmm. Și se pierde mult că omul se așteaptă că dacă dă mai mulți bani pe ceva, pe un produs de ăsta vestimentar, știi, automat el e îmbrăcat bine. Dar nu, asta înseamnă doar că e îmbrăcat scump. Corect, e o diferență între îmbrăcat scump și îmbrăcat bine. Exact. Îmbrăcați scump și... Că brandurile, de obicei brandurile mari, au o calitate mai aparte, țesăturile sunt altfel, arată altfel, se acordă mai multă atenție către croiuri, către funcționalități, către... Adică, cumva e justificabil, dar, nu știu, când mergi și îți faci chestii pe măsura ta, arăți bine și... Da, custom made. Da. Sunt custom made hainor, deci nu iubesc să mai... Doamnește! Ah.
Cerveza. Hai să vorbim despre cum beam noi astă vară bere spatele bloc. Sau câte bere beam în spatele bloc. Nu multă, nu, să nu dăm filmul greșit. Nu, nu, nu. Beam o bere asta, era... O bere, două, după o zi, încărcat. Faci sport? Băi, da, în ultima vreme, na, fiind iarnă, frig, chestii, dar în general merg foarte mult cu bicicleta, alerg, bicicleta sunt nebunii. Eu deci, când te-am cunoscut, frate, mergeai pe bicicletă, deci, serios, deci, numai bicicletă, el era mereu pe bicicletă. Stai să vină vara acum. Da, stai așa, da. Iar cu, renunț la mașină. Cu șapca în spate, bang, cu da. Bicicleta mereu. Deci nu, asta cu bicicleta, pă, alerg și da, mai merg pe la sală, mai... Na, tot felul de activități sportive și orice om trebuie să țină cont de chestia asta. Pentru că na, avem nevoie de circulă sângele altfel, oxigenez creierul, inima, adică da, sunt niște chestii. Efort fizic. Efortul fizic trebuie să nu lipsească bărbatul. Eu în ultimul timp l-am menajat total, total. Și se simte, dacă mergi un pic și faci niște chestii, o să vezi o diferență. Uite la pici, vezi cum arată pici. Forți, n-au... Piciu, ți-am zis de piciu. Piciu deci are toate... Are toate skill-urile, toate da, aturile. Deci are niște chestii. E înregistrată toată treaba, mai vorbim. Da. Peste tem la filmat. Da, peste câțiva ani o să aducem un... Știi? Da, să mai zic, uite, vezi? Ce spunea... Piciule, ce ți-am zis? Profeția. Vrut-o profeția. Și când nu faci sport și nici nu croiești, mai ai timp ceva da, să faci? Mai ai? Da, îmi place, cel mai mult îmi place să-mi petrec timpul cu Ioan. Ah, Ioan, da. Cum să nu-ți place să petrești? Să mucăm, să ne uităm la filme, să ne plimbăm, să... Cam despre asta e vorba. De curând mi-am dat seama că la târgul ăsta, deci am petrecut atât de mult timp cu ea încât suntem doar noi, știi? Dar sunteți aceeași persoană. Da, da. Mm-hmm. Foarte frumos. Foarte, foarte, foarte. Da, și cam asta, gen, cam asta. Cam asta. Fac cu timpul meu liber. Da, croiez, da, mai fac sport și mai mereu trag de voi. Hai, și bineînțeles, mai acord timp și către partea spirituală. Spirituală. Aia cred că ar trebui să facem un podcast special, special asta, să-l asta, chemăm pe părintele. Da, da, da. Chiar ar fi. Noi îl trimitem pe ăsta, știi, și da, zicem... Da. E foarte important. Păi de la el ar trebui să ar avea ce să înveți multă lume. Oricum îl știe da, multă lume, dar... Ar avea da, ce acolo găsești un sens și un echilibru de care toți avem nevoie, știi? Pace aia, când intru acolo în locul ăla, nu mai există da, nimic exterior, da, pur și simplu. Nu, asta e chiar ceva... e un subiect special de da, punctat. Da, da, da. Luăm pe Sorin, pe Florin, pe părinte, facem, facem un podcast mai mare. Sau poate facem marțea seara, știi, odată. Știi? Da. Da. Da, și cam asta. Cam asta. Unde plecăm vara asta? Vara asta... A, mergem la... Vreau la Oradea, ai zis? La Oradea, o prezentare pe... 26... aprilie. Ne vedem în Oradea și... Vreau să merg la vară în Grecia. Da. Și poate pe aici, pe la noi. Poate în nordul Moldovei. Nu îmi place să-mi fac planuri, adică chiar așa... Da, asta chiar am observat. Asta e bătutul cu ei. Bă, hai să facem, hai să ne gândim ce facem peste o lună jumate. No, da, nu, frate, vedem, nu știu. Da, frate, vedem. Bine, trebuie luat un pic în calcul. Dar faza cu Grecia, în Grecia ajungi foarte ușor cu mașina. Și la ora de la fel. Nu e o, asta e un proiect stabilit. Doar așa nu. Adică o să fie chestii spontane și... De moment. De moment. Chestii de moment. Cred că astea au și cel mai mult succes, așa că... Ce părere ai tu? Crezi că țara asta o va duce bine la un moment dat? Sau ce crezi tu? Despre ce crezi tu că putem face noi, individual? Eu sunt de părerea asta, că bă, în țara asta, mai zicea chiar și părintele, noi așteptăm întotdeauna un salvator, da, știi, da, care da, să vină să ne scoată eventual din răul ăsta în care suntem de atâta timp, însă nu facem noi chestii micuțe, nu ne... Asta e.
Adică direcția cumva, direcția ne înclină într-o zonă. Dar noi ce putem să facem noi e să, în primul rând, să lucrezi la tine, frate. Să, să lucrezi la tine, bine. Dar, dar e bine să și încerci pe cât posibil să ajuți. Adică să ajuți, să vorbești. De exemplu, pot să menționez chestia pe care o făceați voi când mergeați la centrul de oncologie. Da, 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 da. Adică unii oameni, deci oamenii de acolo aveau nevoie doar de un cuvânt. Un cuvânt. Și nu neapărat că mai mult vorbeau ei, dar pur și simplu să fie acolo, să să încerc. Deci povestește un pic. Da, cum vedeam eu. Pentru ei viitorul e sumbră, adică moartea... Nu se știe dacă e mâine, da, viitorul. Da, te gândești că moartea e... inevitabilă. E în viitor apropiat. Trecutul e nostalgic. Cum eram când eram sănătos, ce făceam, ce știi? Uh-huh. E foarte nostalgic și îți dă o stare din asta la fel de... care salvarea lor e prezentul. Și prezentul fiind înconjurat de boală și durere... mai vine un om care încearcă să spună ceva, încearcă să mai facă o glumă, încearcă să te asculte, să-i spui chestii, să-ți aduce aminte. Erau oameni și povesteau de soție, de copii, de, și se luminau la față. Și tu, eu cel puțin eu încercam să-i țin acolo, să vorbim despre asta, să aibă starea asta, 10 minute, 20 minute, cât stăteam eu acolo, măcar pentru ei conta, știi? Da, 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 erai... Și făcând chestia asta regulat, poate unii oameni... Da. Le mai schimbai starea un pic. Nu era mare lucru, că nu făceam mare lucru. Bă, știi cum e asta, că nu făceam mare lucru? Așa ți se pare ție că nu făceai mare lucru. Cel puțin pentru tine poate nu făceai, că nu luai decât două ore de program. Cum stăm de vorbă, stăteam acolo, știi? Și la oamenii aia, din punctul meu de vedere, aveai ce să înveți. Adică, da, știu că chiar îmi povesteai de da, 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 oameni și ce ai învățat de la ei. Băi, frate, eu cred că schimb total... percepția asupra vieții și simțurile și tot, când știi că moartea se apropie. Schimb total, total, total. Da. Da. Adică altfel gândești. La o cateheză, părintele a zis, ne-a făcut un exercițiu de imaginație și a zis că imaginează-ți că într-o lună, două, o să mor sau... Dar știi, când a zis chiar în cea care a apărut la televizor. Da, la România TV. Da, 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 acolo a zis. Și, da, într-o lună, două mor. Ce faci? Ce faci cu viața ta? Cu viața ta. Și în mintea mea, deci, nu știu, am empatizat foarte mult cu chestia asta și chiar am simțit, adică m-am transpus acolo. Și ce a apărut în mintea mea e... nu știu, să-i strâng pe ai mei în brațe și, nu știu, să dorm cu mama și cu tata odată în pat sau să... nu știu, să îmbrățișești prietenii sau, știi? Da, mă, adică atunci stai să iert pe toți sau chestii de-astea de... adică nu te gândeai, mamă, vreau să, nu știu, merg, să profit cât mai am, să merg, nu știu, vacanțe. Nu, nu te gândeai la asta, te gândeai la niște lucruri atât de simple și pe care poți să le faci în orice clip a zilei, dar nu o faci. Nu o faci. Dar știi cum, asta e exact ca și cu durere, practic când nu ești răcit. Zici, bă, n-am, nu, când, deci când ești răcit, zici, abia aștept să-mi treacă răceala, să vezi ce fac, să vezi ce bine mă simt, după fac un pic de sport, imediat ce ți-a trecut, uiți de tot și revii la exact aceleași obiceiuri, sau nu, am dat un exemplu greșit cu răceala, dar când ți-e rău, că știi că ți-e rău pentru că ori ai mâncat prea mult, ori ai băut, oricine știe ce ai făcut. Nu mai beau în viața mea, nu știi? Mai nu mai beau, mă las, nu mai beau. Pe fiecare beție e prima chestie. Primul lucru pe care îl spui, nu mai beau, mai beau, frate. Până data viitoare. Nu mai vreau. Da. Hai că vorbim numai de chestii bune, trebuie să vorbim și de ceva mai rău. Aole. Aole, nu, nu vorbim de chestii rele, că nu, n-am păi nu, le ducem, nu. Ai avut un moment din ăsta în care erai băgat în ceva și ai zis că, bă, nu mai am scăpare, oare ce pățesc, oare ce... adică în care ți era foarte frică, nu știai ce o să se întâmple, nu știu. Da, mi se întâmplă chestii. Adică, gen, să te gândești, mamă, mâine, nici nu știu cum o să fie. Ai ceva concret? Zic, da, că nu poți să dorm noaptea de, nu știu,
Mamă, aveam chestii, deadline-uri din astea super alerte sau de nu știam trebuia cum să dai impostul de... mâini, țac, trebuia să fie da, gata. Dacă... super stres, super cred stres. Cred că și asta vara a fost la un moment dat când ziceai tu că trebuie să termin costumul ăsta și trebuie să mă mișc rapid. Asta au fost chestii în care am trebuit să mă autodepășesc, dar au trecut. Da, toate trec. Apropo de asta, adică indiferent cât de nasoară e treaba. Da, trec. O chestie faină pe care am auzit-o la un moment dat, nu mai știu, că regula celor 6 luni, indiferent că astăzi tu, Răzvan, ai câștigat la loto și sau... ai, nu știu, Doamne ferește, ți-ai pierdut într-un accident un membru sau ți-ai pierdut, nu știu, un picior, ceva, în 6 luni din momentul ăsta, indiferent că a fost un lucru bun sau rău care ți s-a întâmplat, poți să te simți exact la fel ca azi. Deci nu contează cât de mare e șocul sau cât de rău e sau cât de bine e, în 6 luni tu vei... vei reveni la cum erai astăzi, înainte să ți se întâmple lucrurile. Da. Ce cel mai fericit moment din viața ta? Care a fost? Când ai aflat că ce? O să avem un nepoțel! Da, nu. Încă n-am ajuns acolo, dar mi-aș dori. Nu pot suflet. Doamne, ajută. Cel mai fericit... Nu știu. A, nu. Zic așa. Pe... Nu, da. Dacă era să... ceva, știi, ți-ai fi... ți-ar am, momente, să... am momente și momentele alea în care vrei să... adică să pui stop timpului, știi? Adică e atât de tare încât îți vine să pui stop și să nu se mai termine niciodată, să mă-i mereu blocat în, în moment, filmul ăla. În momentul ăla. Da. Ioana îi spun des asta, știi? O să-ți dăm stop cadru. Da, da, aș vrea să oprească. Să rămână timp. Aici o zi, două, să te uiți la chestia asta. Da, să... da, da. Da, genul ăsta, da. Am parte, slavă Domnului. Asta e. Da, dar indiferent de... ce îi spune tu unui tânăr de 20 de ani care vrea să se facă, nu știu ce să zic, să se facă croitor, poate croitor, uite chiar unui tânăr de 20 de ani care vrea să se facă croitor, părinții lui îi spun, băi, lasă-o cu astea și ia-ți o meserie serioasă, că părinții în ziua de azi așa sunt. Băi, frate, da. Să-ți faci... există generația asta de, de părinți care au crescut în perioada comunistă. Comunistă, da. Adică, ca să-ți dau un exemplu, ai mei, când ne-am spus că o să am un brand al meu și o să lucrez pe cont propriu și, uite, am, mi-am înființat o firmă și, uite, o să am niște aparatură și niște chestii. Au fost reticenți? Au zis că am terminat-o cu ei. A, serios? Da. Bă, așa a fost? Da, da, da. Adică ei nu poate să perceapă. Da, ce crezi se poate. Ce i-a spune eu să aibă răbdare? Adică să nu te deprima. O să te lovești de multe chestii. O să te lovești de foarte multe chestii. Și o să-ți vină uneori să zici, bă, oare e bine ceea ce fac? Dacă tu simți cu adevărat că e ceea ce trebuie și simți... simți pa... eu așa îți dai seama. Și cum îți dai seama de vocație? Când faci lucrul ăla, simți o liniște și o pace. Adică când îți exerciți munca, timpul pentru tine nu mai există. Mm, adică există doar clipa aia. Așa ce zici tu legat, nu știu, de vocație. Asta da. E... eu, în momentul în care croiez și lucrez, nu mai simt chestii exterioare. Adică, nu știu, și nu am o stare pur asta. Am o stare de pace și de liniște. Indiferent cât de alertă e toată treaba așa. În momentul în care am intrat acolo, sau când am, eu când am o stare proastă și iau un ac și cos ceva, m-am luat total de orice film. Te-ai dezmorțit, te-ai intrat acolo. Asta e principal, să-ți placă foarte mult și să ai răbdare, frate. Mai ales în croitorie, trebuie să ai răbdare. Pe lângă răbdarea care pe care o trebuie să o exerciți meseriei, adică toate lucrurile se întâmplă mai slow, adică nu poți, dexteritatea te-o dobândești în timp. Și în timp nu mă refer la 2-3 ani, mă refer la 10. Asta îmi zicea mintea ta. Deci Răzvan Pintel a ajuns la 20 de ani și are 20 de ani de experiență, dar omul se mișcă senzațional. Bă, sunt 20 de ani. Sunt 20 de ani. Tataia face croitorii de 60 de ani și zice că sunt chestii pe care, nu că nu le știi, dar nu așa, pacă, lua și încep. Da. Dar pe, ca, și, ca și drum pe care ți-l alegi, e...
e de, trebuie să ai răbdare și nu o să-ți iasă de fiecare dată și o să trebuiască să perseverezi. Asta e cel mai important. Și cred că altă chestie foarte importantă e să visezi, adică să ai un drum, să-ți alegi un drum, să visezi la el, să-l vezi, să-l vizualizezi, dar să treci de la să-l scoți din minte și să-l pui în fapt. Exact. Degeaba adică vreau să fac $1,000,000. În fiecare zi să faci asta. Ce în fiecare zi. Și cum mi-a zis mie părintele, nu 2-3 ore, 8 ore pe zi, minim. Minim. A, știi că povestea de fapt... Da. 8 ore. Mm. Să faci asta. Și trebuie să să îndrăznești, adică la un moment dat lucram și a trebuit să-mi îndrăznesc, să-mi asum riscul că nu o să mai am un confort așa bun financiar pentru că și să faci chestia asta și uneori o faci gratis. Da. Adică muncești gratis și o să muncești mult și ca bine și gratis. Ca și muncești de multe ori gratis. De multe ori gratis, dar foloasele se... Se văd mai încolo. Se văd mai încolo, da. Sau ai uneori, satisfacție atunci când faci ceva gratis. Bă, când îl vezi pe omul ăla că se bucură, știi, da, că bă, da, uite ce tare a ieșit. Păi asta e ideea, că te obișnuiești cu chestia asta și mai ales când ești și plătit pentru asta. A, când ești plătit, this is a bonus, știi? Exact. Adică așa, cred că așa trebuie să funcționeze, să te obișnuiești cu să-l faci pe om fericit și abia apoi să tragi foloasă. Da. Cam despre asta e vorba. Nu să faci o chestie cu gândul că o să fii plătit. Da. Ai zis bine aici cu... Deci eu când fac un videoclip, de exemplu, băi, îl fac și îmi pun din start că poate nu o să iau, dacă e un client, știi? Poate nu o să iau banii de pe el. Și dacă l-am făcut și am ajuns la final, când i-am dat eu play, să-mi placă așa de mult încât să zic, bă, dacă nu o să iau banii aia. Deci mie nu-mi pasă, că, nu poți zici că nu-ți pasă, că nu o să iei, poate ai lucrat o lună la el și atunci nu poți zici că nu-ți pasă, dar îți place așa de mult încât zici, bă, aia, nu vine bani sau s-a întâmplat ceva. Uite, e ca un risc pe care ți-l asumi, adică știi că o să pierzi ceva și în cazul ăsta da, e da, timpul. Da, ai creat ceva, frate. Ai creat ceva. E... Ceva acolo. Da. Foarte important. Deci asta e pentru tânărul croitor de 20 de ani. Da. De la Răzvan. Și e chiar tare asta și în drum către asta. Și nu știu dacă cineva e pasionat, poate oricând să-mi scrie și să-i îndrum și să-i ajut cu orice pot, adică chiar... Ce tare, adică mi-ar plăcea să mai aud... Băi, frate, dar eu am dus lipsă de asta și aș vrea ca alții, dacă simt că au înclinație către chestia asta, să apeleze la... Da, păi e... La ceea ce o fac. E de mare ajutor. Trebuie să ieși din zona de confort și mai e vorba aia, cere și ți se va da, adică îndrăznește să ceri, că e posibil ca acolo să fie un om... Unde te poate îndruma, poate nu poate să fac direct, dar pot să... Adică eu am trecut prin niște chestii și... Ce știi cum e să și poate cum să n-ai ajutor? Da. Sau să n-ai ajutor, da. Bine, eu am avut-o pe mama, dar sunt oameni care n-au... Adică vor, dar nu au cum, n-au posibilitate. Dar nu au cum, tu exact, tu ai zis că bă... Niște cursuri trebuie plătite, n-ai bani, n-ai... Poate există o variantă. Poate există, întotdeauna există o variantă, mai ales... Dar trebuie să îndrăznești, să treci de la gând la acțiune. Fă ceva. N-ai bani, nu știu. Caută. Împrumuta nu te mai împrumută. Du-te ucenic, acum. Du-te ucenic. Exact. Du-te undeva. Adică trebuie să, dacă nu ai bani, trebuie să dai altă resursă, știi? Trebuie să dai timpul tău. E posibil să te duci, stai un an cu cineva. Acum e cazul fericit în care chestiile se învață un pic mai repede, procesele se învață într-un, nu știu, 2-3 luni, dar înainte, să zicem, pe partea de croitorie, trebuia să faci, frate, ucenicii 2-3 ani ca să poți să zici tu că ești acolo, ai putea și tu să începi să faci ceva. Da. Sau pe, nu mai zic, pe fotografii, pe videografii, pe trebuia să fie ucenicul cuiva până învățai tu. Uite, am un prieten. Ma. Un coleg de la școala de croitorie, Ioan Ursachi, îl cheamă, are un brand, Ursachi Sartoria se numește, undeva în zona Moldovei. Uh-huh. Și omul a venit aici, a stat în București, pe banii lui, pe cărca lui și a lucrat la Răzvan, la un croitor super. Așa? Așa, doar ca să învețe meseria asta, adică... Și bănuiesc că n-a făcut-o o lună, a făcut-o... Da, a făcut un efort și a stat și a făcut niște chestii ca să învețe și acum omul profesează.
Adică poți să te duci. Și a sacrificat ceva, da, o resursă, da, în cazul lui, timpul. Că... Da. Și mai sunt unii oameni care te acceptă, știi, să stai pe lângă și să faci chestii. Da, și ideea e să îndrăznești. Și bine că ai opțiunea asta, că nu... Că se întâmplă ca cineva să te refuze. Păi, dar nu te refuză toți. Asta. Sunt, adică... Tu bănuiesc că dacă ai avea... Când m-am apucat de... Când am vrut să fac cursurile, da? Când am zis, gata, that's it, o fac. Am scris tuturor pe... Până și Florin Dobre, Botezatu, nu mai știu cine mai erau... Oameni mari din industrie. Din industria modei. Și le-am cerut sfaturi către unde să fac niște cursuri. Și mi-au răspuns, da. Și apoi am făcut eu o analiză, uite, asta mi-a spus așa, așa, așa. Dar am îndrăznit și unii mi-au răspuns, unii nu. Ai bătut la ușă, știi? Da, dacă ți s-a deschis măcar o ușă care ți-a dat un răspuns, înseamnă că ți-ai atins scopul. Da, era părerea unor specialiști. Da, nu era părerea... Da, nu era părerea... Te-ai dus la... Bine, mama ta din noi era persoana avizată, dar nu te-ai dus la nu cineva știa, care n-avea nicio treabă, știi? Mă duc eu. Auzi, vreau să ajung, nu știu ce, programator, dar eu mă duc la un croitor. Da, să fiu corectă. Tu o să-mi recomanzi pe cineva care știe. Da. Sau uite, dacă mă întreabă pe mine cineva, eu zic, uite, parcursul, și crede-mă că m-am întrebat cum și în ce fel și zic, uite, eu m-am dus la Elba. Și am prieteni care s-au dus și ei. Uite, eu am învățat asta. Bă, cred că mi-ar folosi, mă duc și eu. Știi? Mm. Ce ai făcut? Uite, eu am făcut aici și aici. Știi? Și da. Poate. Și după aia mai e și chestia că da, tu ții cunoștințe de acolo, de acolo, de acolo, dar la un moment dat trebuie să le aplici, să te apuci tu să țac, țac, țac. Acțiunea, frate. Acțiune. Acțiune permanentă. Să faci. Adică degeaba faci nici cursul dacă nu profesezi. Sunt mulți. Adică eu am avut colegi pe care au făcut cursuri cu mine și nu au... Da, au făcut-o ca pe o altă opțiune. Și au trecut mai departe la viețile lor. Adică... Fă, dacă ai... Și crede-mă, adică nu există scuză. Eu o croiam pe jos. Pe jos. Serios. Întindeam materialul, dădeam covor, că aveam covor persan, dădeam covorul la o parte. Nu știam cum se croiește, că se croiește pe dublu. Apar n-aveam, frate. Puneam, întindeam totul pe jos, luam un tricou, îl întindeam așa, l-aruncam. Aha. Și tăiam pe lângă el, frate. Ții minte că uneori, știi, din cauza că stăteam cu capul aplicat, îmi curgea sânge din nas, știi, că stăteam cu capul... Stăteam cu capul în jos, știi? Era poziția cea mai fericită să faci asta. Dar nu există scuză, adică... Fă, oriunde, n-am, stai că n-am... Da, mă, n-am... N-am, nu știu ce, n-am... Bă, frate, o țesătură ți-o iei... Nu știu... Vorbeam acum... Poți să ții și ceva super ieftin și să faci chestii, să strici chestii, strică chestii. Exact. Ia-ți hainele tale, taie-le, întoarce, fă-le. Și crede-mă că mi-a stricat o grămadă de haine, o grămadă de chestii. Normal, așa ai învățat. Da. Dar stai tu pe ăsta, să iei foarfeca și să tai, să faci... Să iei acțiuni. Să iei acțiuni, da. Să iei take action. Da. Treaba e bună. Băi, Răzvane, cred că am punctat noi așa ce... Principală... Principalele chestii. Urmează podcastul 2, în ăsta nu știu ce am cumprins, în ăsta o să ne uităm, să vedem, bă, ce am greșit, ce am făcut, ce am... Corect, ăsta e de test, așa, și e poate... E de test, nu e de test, vezi că tai că zici că e de test. Nu, glumesc. Chiar o să vreau să încerc să-l las. E primul, nu e... E primul, știi, învățăm, e... Sunt chestii pe care nu le-am mai făcut. Nu știm cum vorbim cu o cameră de asta. Dacă ați auzit greșeli gramaticale sau dacă ați auzit chestii care nu v-au plăcut, eventual scrieți-le acolo într-un comentariu. E de apreciat. Bă, Răzvan, uită-te și tu mai mult în cameră. Bă, Bully, dă-ți o palmă înainte să încep, că ai fața jos, așa. Bă, nu mai beți bere. Bă, nu mai, nu știu. Chestii, feedback. Cu feedback-ul, practic, vezi unde e greșit, ce e greșit și... pentru viitorul... Corect, așa, asta înseamnă eșecurile și feedback-urile și comentariile, indiferent că sunt pozitive sau negative, jlefuiesc. Da, exact, finisează. Finisează, da. Asta e vorba. Așa că de toate-s binevenite. Exact, cât mai mult, cu cât mai mult, cu atât mai bine. No. Dacă ați ajuns aici la minutul aproape 43 și nu v-ați plictisit, vă mulțumim mult că v-ați uitat.
că poate na, adică eu nu sunt un ascultător de sau vizual, mă uit mult la podcasturi, dar încerc să o fac de la început la final, pentru că știu că cea mai bună parte poate să fie fix undeva unde nu te aștepți. Adică dacă ați ajuns aici și n-ați sărit peste ceva, vă mulțumim, poate ați auzit ceva care v-a interesat, poate n-ați auzit nimic interesant și e doar un alt podcast pe care l-ați ascultat. Vă mulțumim mult din nou că ați făcut-o și ne vedem în... Ai uitat de fazele astea, subscribe... Na, subscribe... Dați un comment, dați un share. Un share, un subscribe, nu. Un subscribe acolo dacă aveți disponibilitatea. Nu, dați. Dați acolo. Mulțumim frumos și o zi cât mai bună. Mulțumim. Ciao. Ciao.